Asociațiile de elevi sunt nemulțumite de noile măsuri anunțate de Klaus Iohannis privind redeschiderea școlilor. Mai mult, contestă și propunerea ministrului Educației, Monica Anisie, de a închide unitățile de învățământ acolo unde media ultimelor zile este de 3 sau mai multe cazuri la 1000 de locuitori. Colega mea, Raluca Bârcă, vine acum cu mai multe informații. Raluca, bună ziua! Am văzut ieri scenariile. Care sunt nemulțumirile elevilor? Ce își doresc ei în acest moment? Bună ziua, Ana, bună ziua, doamnelor și domnilor. Elevii spun că dacă lucrurile vor rămâne în forma anunțată de președintele României, Klaus Iohannis, atunci ei se simt puși în pericol, dar se referă și la siguranța celor din unitățile de învățământ. Într-un comunicat transmis de 4 asociații de elevi din București, Ilfov, Marea Mureș, Constanța și Vâlcea, reprezentanții acestora spun că o eventuală decizie de suspendare a cursurilor luate în momentul în care se înregistrează un număr minim de cazuri pentru intrarea în vigoare a acelui scenariu roșu amintit de președintele României ar fi o decizie luată mult prea târziu, citez, având în vedere rapiditatea cu care se răspândește acest virus. Elevii mai vorbesc și despre faptul că în zonele urbane capacitatea de testare este una foarte mică și atunci acest lucru va ascunde situația reală epidemiologică și comitetele pentru situații de urgență din fiecare județ în parte nu vor putea lua deciziile corecte. Cam acestea sunt în mare temerile elevilor. Vă reamintesc, președintele Klaus Iohannis a spus foarte clar, școala începe pe 14 septembrie. Decizia redeschiderii fizice a acestor unități de învățământ va fi luată de autoritățile locale în funcție de 3 scenarii date de evoluția epidemiologică. Scenariul verde, vă reamintesc, în care mai puțin de o persoană la 1000 de locuitori este infectată cu noul coronavirus în ultimele 14 zile. Scenariul galben, în care între 1 și 3 persoane sunt infectate cu noul coronavirus. Și scenariul roșu, în care mai mult de 3 persoane la 1000 de locuitori contactează acest nou virus. Pe 14 septembrie începe noul an școlar preuniversitar. Pentru majoritatea elevilor, asta înseamnă că vor merge efectiv, fizic, la școală. Prezență care va fi condiționată însă de 3 scenarii aplicate la nivel local în funcție de numărul infectărilor cu noul COVID-19. Scenariul verde, cel în care toți elevii se pot întoarce în bănci. Scenariul galben, care prevede că elevii să îmbine prezența fizică cu învățământul online. Și, în cele din urmă, scenariul roșu, care pune lacăt pe unitățile de învățământ. Numai 50 de localități în România care astăzi s-ar încadra în scenariul roșu. Cel mai probabil, din toamnă, elevii vor fi obligați să poarte masca de protecție la școală. O decizie în acest sens, însă, va fi luată de Ministerul Sănătății, a declarat Monica Anisie în exclusivitate la Antena 3. Masca, la momentul acesta, prin lege, este stabilit că este obligatoriu de purtat. Nu de foarte mult timp am încheiat examenele naționale. Copiii au purtat mască. Copiii mici, prin clasele primare, de asemenea, vor merge pe aceeași restricție? Aici trebuie să decidă Ministerul Sănătății. Copiii sub 5 ani nu poartă mască. Klaus Iohannis a mai dat asigurări că din toamnă școala online va funcționa ca la carte, cel puțin în comparație cu orele desfășurate pe internet în perioada stării de urgență. Dascălii vor fi instruiți pentru a se adapta la noile condiții de lucru și vor primi stimulente financiare pentru orele desfășurate în plus.